Cu ocazia zilei de astăzi și nu numai, președintele României Klaus Iohannis s-a întâlnit cu domnul Isărescu și au zis că, domnule, hai să relansăm economia asta. Hai să vedem ce concluzie a tras Klaus Iohannis în urma acestei întâlniri importante. Este clar că vom avea un deficit mai mare decât a fost inițial. În România nu putem să vorbim de o repornire a economiei. Noi n-am oprit-o niciodată. Economia României nu a fost oprită. Am găsit soluții pentru toate. Aceste soluții pot fi puse în practică cel mai bine dacă toate entitățile care au fost astăzi la masă lucrează împreună. Avem programe, avem soluții pentru finanțarea deficitului, pentru revigorarea economică și credem că dacă facem lucrurile așa cum trebuie și așa ne-am propus să le facem, atunci avem șanse bune să își revină economia românească. Îl vedem în imagine și spunem bună seara pe Dan Vâlceanu, deputat al Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule deputat. Da. Bună seara. Aș vrea să începem discuția prin a constata că vă stă bine așa atuns și să punem celebra întrebare. Sper că v-ați tuns acasă, n-ați încălcat vreo ordonanță militară. Nu. Acasă, pentru că, așa cum știți, în urma ordonanțelor militare nici nu funcționează frizeriile. Asta am văzut, că nici restaurantele nu trebuie să funcționeze și am văzut că pe la Cluj... Cu puțină bunăvoință mai... Se mai întâmplă, da. Am vrut să limităm proporțiile speculațiilor aici. Să dezamorțăm această posibilă bombă referitoare la... Haideți să vorbim de bani, că pare mai interesant. Astăzi a fost domnul Isărescu la Palatul Cotroceni. Din amintirile dumneavoastră, a mai fost vreodată? Nu țin minte. Deci a așteptat o pandemie, domnul Isărescu, ca să fie pentru prima dată la Cotroceni. Dar sunt convins că discuții au existat, cel puțin în această perioadă. Cu siguranță vă pot spune că între Guvernul României, Ministerul de Finanțe și Banca Națională au fost discuții, pentru că foarte multe dintre măsurile luate au fost luate în consultare cu Banca Națională. Am înțeles. Discursul domnului președinte l-a ascultat. Discursul domnului președinte a fost ascultat și de către liderul Partidului Social Democrat, de către domnul Ciolacu, și domnul Ciolacu a înțeles că au fost anunțate tăieri, a fost anunțată o stare de epidemie, dar mai ales o stare de tăieri. Cum comentați așa ceva? Ați înțeles noastră lucrul ăsta? Nu, evident că nu. Domnul Ciolacu nu știu cât se pricepe la economie. De dat la vâsle, la barca lui Dragnea, am văzut că se pricepe. Și îl și lăudau pe vremea aia pentru activitatea asta, cei de la PSD. La economie, clar, nu se pricepe. Și cu atât mai mult cu cât în această perioadă de criză economică, să știți că sunt instrumente economice foarte complicate la care s-a apelat și nu reușești să le deslușești dacă n-ai o bază economică cât de cât corect. Deci nu se anunță o perioadă de austeritate, așa cum a înțeles domnul Ciolacu, că urmează. Că domnul Ciolacu așa... Păi, eu nu cred că cineva în România poate să considere că atunci când statul oferă bani pentru șomaj tehnic, oferă garanții companiilor să poată lua împrumuturi, îți amână plata obligațiilor către bugetul de stat, asta înseamnă austeritate. Adică statul dă, nu ia nimic acum, ci contribuie la o situație în care economia să poată funcționa cât de cât parametrii normale. Mă gândesc așa și la domnul Ciolacu, că doar nu fi izbucnit de senin cu ideea asta de austeritate. E o declarație a președintelui Klaus Iohannis pe care poate ne explicați. Ceea ce ne dorim cu toții este să avem o finanțare bună pentru deficit, ca să nu fie nevoie de măsuri suplimentare de austeritate. În sensul în care ne dorim să avem o finanțare bună, dacă nu o să avem o finanțare bună pentru deficit, o să avem măsuri suplimentare de austeritate. Ce garanție avem că vom avea o finanțare bună pentru deficit ca să nu avem măsuri de austeritate? Mesajul pe care președintele a vrut să-l transmită se leagă de modul în care România este percepută de partenerii noștri financiari. În sensul în care, așa cum știți, dacă vom avea o scădere a ratingului de țară și o scădere a ratingului economiei... Dar avem o scădere deja, nu?
Nu, încă nu avem. Avem o perspectivă. Deci a fost păstrat același rating, perspectiva a fost schimbată. Uh-huh. Dar asta se întâmplă probabil cu toate economiile din lume în momentul ăsta, pentru că toate economiile sunt afectate de această criză economică generată de coronavirus. Pe de altă parte, noi trebuie să finanțăm deficitul. Și avem un deficit mai mare decât ne-am prognozat la începutul anului, tocmai pentru că am avut și cheltuieli mai mari. Acum, ce este important ca oamenii să înțeleagă? Faptul că această criză economică, care se suprapune pe criza de sănătate și este prima dată după al doilea război mondial, că uite, tot vorbim, că astăzi este 8 mai, a generat o situație foarte, foarte complicată, în sensul în care bugetul României a fost afectat pe ambele sensuri. Adică am avut venituri mai mici și cheltuieli mai mari pentru acoperirea unor cheltuieli legate de sănătate sau de șomaj tehnic. Vă dau doar două exemple. Uh-huh. Și atunci, în momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, s-a majorat și deficitul. Nu e o problemă cifra în sine, că s-a majorat deficitul. Problema este că trebuie să faci jos de bani ca să poți acoperi acest deficit. Și atunci când vorbim de deficit și cum faci jos de bani, e o singură variantă, să te împrumuți. Ori în condițiile în care ratingul României riscă să scadă, dacă nu luăm măsurile corecte, ne vom împrumuta foarte scump sau vor fi situații în care nu te mai poți împrumuta, că nu te mai împrumută nimeni. Tocmai de aceea, președintele a dat acest semnal de liniștire a unor mesaje care s-au dat până acum, în sensul în care, domne, suntem ok, suntem stabili, putem finanța deficitul bugetar, putem finanța cheltuielile curente din buget, în sensul de a plăti pensii, salarii și așa mai departe, rămâne să fim, practic, cumpătați și să reușim să ducem la capăt această perioadă de criză, astfel încât să nu suferim, Doamne ferește, mai mult în viitor. Am înțeles, dar dacă perspectiva a fost răutățită, că toate cele trei agenții de rating au considerat că perspectiva nu e una optimistă, ne mai putem baza pe aceeași, cum să spun eu, pe aceleași împrumuturi, pe aceleași șanse de redresare economică? Deci e drept, ratingul, așa cum a spus dumneavoastră, s-a menținut ratingul de țară, dar perspectiva a scăzut. Deci ei ne spun că acum sunteți ok, dar nu veți mai fi ok. Asta înseamnă perspectivă. Da, nu vom mai fi ok în condițiile în care nu ne luăm măsurile necesare. Tocmai de aceea discuțiile de genul importate astăzi sunt foarte importante. Perspectiva poate fi modificată până la următoarea evaluare, dacă România, din punct de vedere bugetar, își face temele și oferă garanții partenerilor noștri financiari că ține sub control cheltuielile bugetare și nu există niciun fel de risc în viitor. Da. Să apară probleme. Domnul Vâlceanu, și aici se naște o întrebare în conversația noastră în privința ținerii sub control a cheltuielilor. Se va urmări pensiile de la 1 ianuarie? Cu siguranță se vor majora pensiile. Procentul cu care se vor majora rămâne discutat. Și din punctul ăsta de vedere, Ministrul de Finanțe a anunțat că are câteva scenarii pe care le va supune analizei guvernului și guvernul va lua o decizie. Care va fi acest procent, vom vedea în funcție de execuția bugetară și în funcție de cât își mai poate permite România în momentul de față să majoreze pensiile. Pentru că, așa cum discutam până acum, e important să ținem cheltuielile sub control și să nu luăm măsuri care să dăuneze în viitor. Gândiți-vă că anul ăsta vom avea un deficit mai mare și o majorare a unor cheltuieli permanente, practic, pentru că pensiile le majorez anul ăsta și rămân majorate permanent, generează cheltuieli inclusiv pe anii viitori. Ori gândiți-vă ce se va întâmpla anul viitor, de exemplu, dacă pornim anul ăsta cu un deficit de aproape 7% și anul viitor trebuie să continuăm cu aceleași cheltuieli. Dan Vâlceanu, deputat. Haideți să mai punem o întrebare domnului Dan Vâlceanu. Domnul Dan Vâlceanu, vă dați seama că România va avea nevoie de bani, guvernul va avea nevoie de finanțe ca să își poată urmări planurile acestea. La începutul stării de urgență, domnul Câțu a anunțat suspendarea executării silite pe perioada stării de urgență și ridicarea popririlor și, bineînțeles, nu vor fi poprite noi conturi de către ANAF. Acum ne pregătim de încheierea perioadei stării de urgență
și e foarte posibil să reînceapă și executările silite și conturile să fie poprite, deși știu că această ordonanță de urgență încetează la 30 de zile după încetarea stării de urgență. Deci încă o lună după starea de urgență, după încheierea stării de urgență, ar trebui să nu se mai efectueze astfel de măsuri, executare silită și poprirea conturilor de către Ministerul de Finanțe. Cu toate acestea, nevoia de bani e evidentă. Și eu vă întreb, cum va reuși ANAF-ul, care, vă amintiți încă de când erați în opoziție, a emis o serie de decizii de impunere în mod abuziv și încerca să colecteze bani de la românii care n-aveau datorii reale, inventând datorii. Cum va fi făcută diferența acum, pe praful ăsta, pe foametea asta, între datoriile reale și datoriile inventate de către ANAF, astfel încât să n-avem victime colaterale ale pandemiei, în sensul care, da, domnule, luăm omului mai mulți bani decât ar fi trebuit să dea, dar asta e o situație disperată. Asta e situația, da. Cum facem? Nu se va întâmpla așa. Aseară guvernul a luat o decizie, de exemplu, de amnistie pentru penalitățile la obligațiile neplătite în trecut, tocmai pentru a genera o colectare mai bună, în sensul în care oamenii, dacă își plătesc obligația de bază, nu vor mai plăti penalitățile și dobânzile la acele obligații de bază. Și asta va aduce un plus de încasări la buget. Vedeți că se poate face lucrul ăsta și fără să faci abuduri. Mai mult decât atât, să știți, și țin să subliniez în mod expres acest lucru. Florin Câțu a avut și o mare oportunitate în această perioadă de pandemie. A reușit să facă digitalizarea ANAF-ului mult mai repede decât și-au dorit probabil unii dintre salariații de la ANAF. Și prin digitalizarea ANAF-ului, să știți că generezi încasări mai mari automat. Și aici mă refer la faptul că și ușurez munca antreprenorilor. Prima dată după Revoluție poți plăti online la trezorerie. Nici, cred că nu există niciun contribuabil din țara asta să-și fi putut imagina că e posibil vreodată așa ceva. Păi eu cred că domnul Vulceanu, așa se explică și petrecerile acelea pe care sigur le percepeam ca fiind inexplicabile, pe care le-am tot difuzat la televizor din comunitatea romă, de exemplu cei din Țăndărei, care au petrecut și ne gândeam, băi, dar de ce s-or fi adunat oamenii ăștia în plină pandemie? Eu cred că în sensul ăsta se adunaseră să petreacă acest eveniment, că acum își vor putea plăti la ANAF datoriile prin acest sistem informatizat. Eu bănuiesc că în sensul ăsta. Acum ne și explicăm totuși lucrurile astea. Domnul Vulceanu. Eu nu cred că suntem vreunul bani de acolo, da, la zona aia. Da? Pe de altă parte, vreau să vă spun că în scurt timp vor fi casele de marcat conectate la ANAF. Și asta e un pas înainte pentru a se duce evaziunea fiscală. Și e un lucru la care cred că, despre care cred că am vorbit toți de câțiva ani încoace. Iar spre finalul anului, așa cum a anunțat deja ministrul de finanțe, vom avea o platformă de facturare care va reduce și mai mult evaziunea. Deci sunt instrumente pe care le-a folosit Florin Câțu și mai mult decât atât, sunt lucruri care aduc și ușurință în modul de a funcționa ANAF-ul și contribuabil în relația cu ANAF. Dan Vulceanu, deputat PNL, mulțumim pentru intervenție, pentru explicații, pentru... Mulțumim pentru detalii și hai să unim aceste subiecte importante care planează... Să le contopim economia, subiectul ăsta cu banii și așa mai departe, și pandemia. Economia și pandemia le punem la oaltă și rezultă Viorel Cataram. Pentru că știm cu toții, pandemia nu e prietenă la cataramă cu economia României, ba dimpotrivă sunt dușmani declarați. Avem un important om de afaceri, altfel, om politic, spunem, da? Da? Dumnezeu, soț, tată, patron, da. Așa, cu mobilă, cu... Dumnezeu, și președinte de partid, și așa... Are și un partid, da, domnul Cataramă. Da, aproape a candidat la alegerile prezidențiale. Dumnezeu, nu crede în coronavirusul ăsta. Deci omul are tot ce, dar nu crede în coronavirus. Acum, noi am spus și are, nu știm dacă are COVID-19, dar știm că și-a dorit să obțină noul coronavirus. Soția lui înțeleg că a plecat de acasă cu copilul. Părerile sunt împărțite în cadrul familiei. Se vede altfel. Soția lui fiind doctor, pare că vede altfel lucrurile. E mai credincioasă în ceea ce privește alerta asta epidemiologică. Viorel Cataramă nu crede în noul coronavirus. Crede, în schimb, în economie, dar să vedeți ce a făcut. Ce a făcut Radu? Pur și simplu s-a dus într-o comunitate. COVID. S-a dus să ia COVID. Nu s-a dus să ia COVID, s-a dus să dovedească că nu există COVID. Că nu s-a dat loc COVID-ul? Da, ce interesant. Avem imagini, Alex? Imagini nu avem.
Dar ce aș vrea să remarc, faptul că el s-a dus să dovedească că nu există COVID exact la niște bolnavi de COVID. Adică aici e. Hai să vedem, Viorel Cataramă și această, și această decizie. Nu că nu l-au filmat când încerca să ia COVID-ul. Avem imagini cu el pentru cei imagini care nu asociază care numele unei fețe. Ce? Ideea e felul următor, să la Bărbulești, da? Da. Cataramă de la Bărbulești, că acum putem să-i și spunem. Cataramă de la Bărbulești. Așa. Bun, acum eu înțeleg o chestiune care n-a... trebuie dezbătută. S-a dus să ia COVID, da, dar nu vrea să facă testul. Pentru că, până la urmă, aici e de claritate. Adică îți dorești să dovedești că nu există așa ceva? Păi eu nu știu dacă îți dorești să demonstrezi că nu există. Eu cred că a încercat să spună că nu, domnule, de COVID-ul ăsta e o răceală. Ce vorbeam la începutul emisiunii cu domnul doctor Popovici. Dom'le, COVID-ul ăsta e o chestie cu care poți să trăiești, poate chiar e ceva benefic în viața fiecăruia. El vrea COVID, stă două săptămâni și îți arată cu COVID-ul ăsta că tot se descurcă, se duce de acolo până dosar acolo și se descurcă. Dosar penal pentru Viorel Cataramă după ce a mers într-o localitate carantinată pentru a se infecta intenționat cu COVID-19. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Urziceni au deschis dosar penal lui Cataramă după ce a fost într-o localitate din Ialomița, unde sunt 70 de cazuri de COVID. Deci el s-a dus în mijloc cu COVID-ul și se arată că nu există COVID. Aici e necalitatea. A luat în brațe localnici. S-a îmbrățișat cu vreo 40 de bolnavi de COVID ca să arate că nu va păți nimic. Este acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor. E o situație. Și anunță felul următor. Am ferma convingere că nu voi păți nimic. Că am avut și Oreon, am avut și Porgear, fac și COVID-ul. Și voi putea demonstra că falimentarea României și suprimarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale a fost o mare eroare. Iar cei vinovați vor trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu. Deci spune, dați-mi un pic de COVID ăsta să vedeți că n-am nimic. Pe de altă parte, avem o declarație din partea doamnei Cataramă, din partea medicului Adina Albert. Eu sunt total împotriva unei astfel de abordări. Încă nu ne cunoaștem unde a ajuns inamicul. Încă nu avem definit un medicament eficace. Este ceva nou, perfid, instabil, riscul e prea mare. Chiar dacă cercetările mele frenetice în a găsi, de fapt, în a intui soluții rapide anti-COVID, că înțeleg că se ocupa asta face acum, da, caută soluții, m-au condus către niște descoperiri surprinzătoare care m-au făcut să mă întreb dacă lumea medicală mondială chiar e sănătoasă la cap. Dacă îmi permiteți un limbaj colocvial, și chiar dacă toți am început să simțim că parcă ceva nu este în regulă cu această pauză mondială impusă, totuși cred că nu trebuie să fim subiecți în astfel de experimente. Uite, mă, imagini cu Viorel Cataramă în timpul acestei acțiuni a sa. Deci pare o acțiune a domnului Cataramă. A avut o acțiune în regiune. A avut acolo și o acțiune în teritoriul la Bărbulești? Gestul meu este gestul unui patriot care este dispus să-și dea viața pentru țara lui. Păi stai, mă, nene, dă viața pentru țara lui sau nu există COVID? Deci de asta spun că e o neclaritate deci totală. Deci pe mine nu mă lămurește domnul Viorel Cataramă. Dacă spune că e un patriot care își dă viața pentru țara lui, înseamnă că asociază infectării cu COVID-19 niște riscuri la nivelul sănătății sau chiar vieții sale. Dacă ne spune, mă, o să iau COVID, că nu-ți face nimic COVID-ul, nu-și pune viața în pericol. Sau poate s-a dus să ia, uite, s-a dus într-o zonă să ia un virus de la țară. Un virus făcut crescut la țară, crescut la țară. Fără euri, nu fără... de-astea a venit din Occident, de nici nu simți gust. Sau poate spune că își pune viața în pericol pentru că s-au dus în Bărbulești. Fără legătură cu pandemia. Cu COVID. Deci ca să vă demonstrez că nu există COVID-19, m-a dus până în Bărbulești, unde ultima dată Ministerul de Interne a trimis 100 de echipaje de poliție. Și el s-a dus singur. Ala poate e riscul la nivelul vieții domnului Cataramă. Dar cât o rezista virusul pe Cataramă? Dacă o rezista Cataramă în Bărbulești? Asta e întrebarea mea. Că virusul știi cum e. Are o anumită rată a mortalității. Dar Bărbulești ăla? Dom'le. Sigur, tot respectul pentru localitatea Bărbulești, chiar așa carantinată cum e. Înțeleg că e un focar nu doar de COVID-19, ci și un focar de cultură. De cultură, așa vreau, mi-a luat cuvântul din gură. Da. Dacă nu te-ai ținut bine de el. Dom'le, trebuie să remarcăm că domnul Cataramă s-a dus acolo, a deșins acolo în Bărbulești până la urmă. Îți dai seama dacă ieșea Cataramă președinte în României, că nici ce COVID-19? Să nu vă... Era ca Lukashenko. Să nu vă aud cu COVID-19. În prezența mea nu se vorbește despre COVID-19. Cum era pe vremea lui Ceaușescu, nu puteai să spui bătrân, Mircea cel bătrân, nu că se simte Ceaușescu. Mircea cel mare. Cel mare. Așa era și noul coronavirus, nu foarte noul coronavirus, așa ați fost prezentat. Deci... Nu cel mai nou coronavirus. Au fost depistați oameni infectați cu un coronavirus nu foarte nou, nici că foarte nu ne plac noutățile. Deci asta, noi nu suntem cu noutățile, până la urmă. Și vreau să mai remarc ceva.
Mă, părea mai mobilat așa, domnul Cataramă, la un moment dat. Părea, mă, cu asta se ocupa mobila oamenii. Mobila pe și pe alții. Da. Asta fac. Dar măcar el nu poate spune că stă în paturile de la ATI, că stă în baza lor. Păi câte paturi are domnul Cataramă la firmă? Deci nu-l interesează câte are. O linie de mobilă cu paturi pentru ATI. Paturi speciale pentru ATI, dar la tine acasă. Și vă spune lumea, domnule, dar astea sunt paturi simple. Păi și normal, mă, COVID-19 nu-i periculos. Da, interesantă și de la omul care nu crede în COVID-19 la omul care crede în orice poate aduce un pic de profit. Deci rămânem în zona mediului de afaceri. În zona mediului de afaceri vă propun o scurtă discuție despre doctorul, dar mai ales antreprenorul Adrian Străinu Cercel, care a venit cu un aparat minune și care am zis că la un moment dat a avut o firmă offshore cu unul care a importat niște măști în România, dar nu stau eu să intru în detalii. Asta nu contează, el e mai întâi om de știință, în subsidiar, în timpul liber, pentru că nici el nu doarme noaptea, e și un important om de afaceri. Acest instrument ne dă o idee încă de la început încotro va merge pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce ne scurtează foarte mult timpul de așteptare. Sistemul dispune de poziționare automată la nivelul pieptului, precum și de scanare prin apăsarea unei singure taste. Scannerul este proiectat în așa fel încât toată operațiunea să dureze un minut, iar cantitatea de radiație să fie redusă. Aparatul îți dă o imagine, se cheamă plămânul pestriț în momentul de față, sau un mozaic. Acea imagine este o imagine caracteristică. Dacă nu are acea imagine, atunci prognosticul pacientului este net mai bun. Dacă are acea imagine, știm unde să ducem detalii pentru o altă secție, în așa fel încât să-i acordăm încă de la început sprijinul de care are nevoie ca să nu ajungă să facă leziuni severe. Acest aparat poate realiza într-o singură zi în jur de 1000 de teste. Pe lângă metoda de testare de tip PCR-RT, mai este utilizată metoda computerului tomograf cu analiză automată pe bază de inteligență artificială. Sistemul mobil CT, care folosește inteligența artificială, a fost achiziționat la recomandarea Institutului Matei Balș cu ajutorul primăriei sectorului 1. Este primul din România, va veni și al doilea la Centrul Medical Caraiman din sectorul 1. Eu consider că a fost o investiție bună pentru bucureșteni și pentru alți locuitori din această țară care vor beneficia de acest computer tomograf. Deci, practic, așa cum erau înainte pozele la minut, nu pentru buletin, pentru așa, poză la minut, nu pentru buletin, poză la minut pentru ce mai trebuia, pentru tine ca om. Domnule, așa vine aici acest tomograf minune care detectează coronavirusul la minut. Deci imediat îți reflectă toată situația. Pentru cei care se grăbesc, domnule. Pentru cei care n-au timp să stea să aștepte. Pentru oamenii ocupați, pentru oamenii cu un ritm de viață activ, susținut, care nu-și permit să aștepte ore întregi pentru aflarea adevărului privind infectarea cu COVID. Acum, noul aparat minune, noul, ce ăsta, plămânul pestriț, am înțeles că este așa termenul de specialitate în cercurile academice. Cunoscutul medicii. Așa zisul. Oamenii știu de la ce mă refer. Când zic plămân pestriț, e clar la ce mă refer. Nu trebuie să explic acum. Depistează în, a zis un minut, dar să știi că sunt câteva secunde. Dar fii atent, uite, tot la minut, Răzvan, când dai un search la minut, poți dai aceeași dinamică a executării există, dai un search pe net, Străinul Cercel, apare. Tot la minut, importatorul celor 1,2 milioane de măști COVID periculoase, distribuite de Unifarm în 113 spitale din toată România, a avut o firmă offshore cu domnul Străinul Cercel. Dar domnul Străinul Cercel, somitate mondială în materie medicală, are firme offshore? Serios, acum, eu înțeleg că există firme offshore care funcționează, bineînțeles, sub patronajul unor oameni de afaceri perfect credibili și serioși, oameni care pur și simplu nu vor să plătească taxe, că altfel n-ar face offshore. Mă, dar cum e asta, mă, cu firme offshore? Deci, domnul doctor Străinu Cercel, când are el timp de offshore-uri, când el toată ziua lucrează pentru salvarea poporului român? Răzvan, eu văd deci acolo... conduce Institutul Matei Balș, salvează vieți, stă acolo, acum e cu plămânul ăla pestriț pe genunchi, mai avea de meșterit un pic la el și dădea de cap. A avut și un offshore când era mic. Tu ai, mă, un offshore? Noi doi avem un offshore. Noi nu avem offshore, asta e problema noastră, Răzvan. Asta e problema noastră. El și-a noi făcut... De ce nu avem offshore? Om gospodar, îți faci offshore din timp. Asta este. Nu știi tu dacă trebuie. Nu știi când e nevoie de offshore. Așa ceva. Trebuie să ai așa ceva. Cum e, mă, cu offshore-ul ăsta? Deci un offshore... Am înțeles, mă, și făcea o firmă. Bine, mă, și-a făcut o firmă. Treaba lui. Da. Bă, da, și-a făcut un offshore. Bă, da, la întâlnirea lui Claus... Asta mă deranjează, că am văzut că a făcut o întâlnire președintele României Claus Iohannis zilele trecute și cu mediul de afaceri. Dom'le, cum facem să rezolvăm, să punem țara... Tu de ce nu este și domnul Străinu Cercel, ca om de afaceri? De ce nu
există și acest om de afaceri, am înțeles, ca specialist, ca zona, pe zona medicală, a fost scos de acolo din comisie. Da, dar încă este managerul Institutului Matei Balș. Am înțeles, ai renunțat la serviciile sale pe perioada de pandemie medicală, în sensul că nu mai conduce așa cum... Dar pe zona de afaceri, domnul Stăniu Cercel are un cuvânt de spus. Eu n-am înțeles de ce anterior, în niște guverne vechi, domnul Stăniu Cercel a fost secretar de stat la Ministerul Sănătății în loc să fie folosit în zona sa de expertiză la Ministerul de Finanțe sau Ministerul Economiei. Pentru relația cu mediul de afaceri. El fiind mediul de afaceri. El fiind mai mult mediul de afaceri. Deci el poate, pe criza asta epidemiologică, sigur, are niște puncte de vedere. Ce facem pe criza economică? De ce nu îl întreabă nimeni pe domnul Stăniu Cercel cu privire la criza economică, unde înțeleg că este extrem de competent în materie de produs bani. Deci acolo chiar nu cred că îl poate contesta cineva. Acolo lucrurile sunt clare. Nu poate să-l conteste nimeni. Avea un offshore, mă. Asta e un argument în favoarea lui. Dom'le, omul se descurcă. Vedeți că își face treaba și la spital. Că nu îi zice nimeni că la spitalul Matei Balș nu se salvează via. Offshore-ul ce e? E o firmă în izolare într-un paradis fiscal. Unde n-ajung aceste bacterii nenorocite numite taxe românești. Plus că mai e o explicație pe care a dat-o și domnul Vasilescu. Deci și-a carantinat o firmă într-un paradis fiscal. Domnul Adrian Vasilescu de la BNR a explicat că virusul circulă pe bani foarte mult. Da. Deci, nu exista niciun risc fiscologic, înțeleg, pentru firma sa în offshore. Aia e, mă, dacă știe, dacă are cap de business. Uite, de exemplu... Managerul tău, bă! Asta este. Apropo de spital, apropo de manager, uite, managerul spitalului de la Târgu Jiu, spitalului de urgență din Târgu Jiu. Așa, am zis că mergem în Târgu Jiu. Am tot promis, am rămas cu această promisiune. Ne-am luat cu altele. Dom'le, managerul de acolo a venit cu o idee interesantă. Pare că, eu așa am luat-o la nivel de idee. Că a zis OMS-ul, testați. Dar ce să testăm? Limita răbdării. El a tot testat pacienți cu tare grea și a venit și a testat o chestie nouă. Ce a testat? Spitalul de urgență, unde au fost internați alături de pacienți cu COVID, pacienți fără COVID. A zis, haideți să vedem ăștia. Să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă dacă îi punem la oaltă așa. Fă-ți un experiment. Dar a încercat cineva să împreuneze COVID și non-COVID? Că e posibil, atenție, acum o să vedem imediat detalii. Nu, dar are sens. Ce sens are? Că știm cu toții că de la un pacient cu COVID poate să ia COVID și pacientul fără COVID. Dar poate să însănătoșească de la un pacient sănătos? Exact, e pe principiul ăla. Ăsta era un pacient sănătos pe care l-a inventat doctorul de la Târgu Jiu. Deci dacă într-un coș cu fructe pui un măr stricat, știm că le îmbolnăvește pe toate. Dacă pui într-un coș cu mere stricate unul bun, da. A pus cineva vreodată? Uite domnul de la Târgu Jiu. Managerul de la Târgu Jiu, oameni buni. Laboratorul genetic în valoare de 200.000 de euro realizat pentru verificarea testelor prelevate suspecțiilor de coronavirus din Târgu Jiu a fost oprit. Asta după ce mai multe erori au apărut în cadrul spitalului. Se pare că mulți pacienți ale căror rezultate au ieșit pozitive au fost duși pe secțiile unde se tratează bolnavii COVID-19, deși aceștia nu aveau virusul. Este și cazul unui medic urolog care inițial confirmat la Târgu Jiu cu SARS-CoV-2 a fost internat la boli infecțioase unde a stat 2 zile alături de alți pacienți infectați. Rezultatele venite de la Institutul Matei Balș au arătat contrarul. Acesta nu era bolnav de COVID-19, iar cele 2 zile petrecute în secție i-au făcut mai mult rău. Medicul laboratorului a făcut un referat prin care specifica faptul că unul dintre aparatele care stăteau la baza procesului de testare s-ar fi defectat. În realitate, personalul laboratorului nu ar fi știut cum să seteze aparatura, care era funcțională. DSP Gorj încearcă să depisteze toți bolnavii care s-au aflat în această situație. Laboratorul de la Târgu Jiu și-a suspendat activitatea până vor fi lămurite toate aceste aspecte. Vezi, asta mă deranjează. Imediat să dăm în cap în momentul în care se încearcă ceva, s-a încercat ceva la Târgu Jiu acolo. E o încercare. Nu zice nimeni că poate că va fi și o reușită. Poate că nu va fi o reușită. Păi, dar a încercat. Bine, omul ăsta încearcă cât de cât să găsească soluții la acest COVID-19, domnule. Tu nu te prea pricepi la medicină. Eu? Da. Asta sunt speculații, da. De când a început criza asta epidemiologică, dar nu știam cum să te-o spun fără să te jinesc. Da. Încerc să vorbesc ca pentru necunoscători. Da. Să încerc să explic dacă s-o putea fenomenul de la Târgu Jiu. Ai auzit vreodată de un cocktail de medicamente pentru vindecarea unui pacient? Se folosește un cocktail de medicamente, nu știu da, dacă ai. Da, am auzit cocktail de medicamente cocktail și de la medicamente. Cei care au sfârșit așa. Da. Aici e vorba de un șpriț, în sensul care a diluat un pic boala. El avea un salon plin cu COVID-19
aici și aici gradul de îmbolnăvire este 100%. Da. Deci, bă, trebuie să reduc gradul de îmbolnăvire aici. A băgat jumătate pacienți nediagnosticați cu COVID, că sănătos nimeni. Subit, științific, domne, măsurat, gradul de îmbolnăvire a coborât la jumătate. Și el a spus în salonul ăsta, că am avut 100% boală, am 50% momentul de față, judecat și dumneavoastră. Da. În punctul meu de vedere, e o formă de reușită statistică cea întreprinsă de domnul manager de la Târgu Jiu. Da. Aici ar fi putut să intre în salonul acesta, dar și văzut intrând, uite, pe domnul Cataramă. Înainte de Bărbulești. Nu poate, că dacă nu crezi în COVID, nu se leagă de tine, e ca la blestem. Dacă nu crezi în el, degeaba. S-a lepădat de COVID. S-a lepădat. Și asta e. Cataramă, de trei ori. S-a lepădat, dar rămâne de văzut. Dacă a fost sincer. Ai vrea să remarc că am văzut că mi-ai pus la îndoială cunoștințele medicale. Nu, am oferit o certitudine când am spus că... Nu, ai pus un semn de întrebare acolo. Bine, domnul doctor, vă rog. Dar nu, că te luăm pe tine, te luăm pe Skype să vorbești epidemiologic. Uite, niște oameni pe care nu putem să-i punem sub semnul întrebării, pe specialiștii de la OMS. Apare un articol astăzi. Ăia sunt brigăzile roșii sau ăi lălții? Ăia marxiști-leniniștii de la OMS sau ăștia, domnule, ăștia cu democrația? Chiar ăștia lălții. Ce a zis? Că-l văd pe un domn aici care Reuters se relatează. Am crezut că zici că-l cheamă Reuters. Pitrează Reuters. Unde creați de astăzi? Ce a spus? Nu mă ține pe jar. Un domn de la OMS. Piața în aer liber din Wuhan a jucat un rol în epidemia COVID-19, afirmă OMS, care se întreabă care a fost acel rol. Deci OMS-ul astăzi, prin vocea acestui domn care e aici, domnul doctor Peter Embarek, așa, zice așa, piața a jucat un rol, este clar, dar ce rol? Bă, rol, deci, fii atent că... Secunda. Spitalul rol 2. De ce vrea să o treacă pe generic și nu știe cum? Ce asta a jucat, s-a gândit el. Și eu cred că problema... Vă mai spun o chestiune, pentru că eu în ultima vreme am documentat foarte mult pe zona epidemiologică, da, și deja pot să emit niște puncte de vedere avizate. Din cercetările mele, domnule Buzeanu, din experimentele făcute, din studiile pe care le-am tot întreprins în ultima vreme și, mă rog, cu metodele pe care le-am avut, dar să știi că nici Paulescu nu avea mare resurse la îndemână și tot a descoperit. Deci nu mă duce în derizoriu. Da. Eu vreau să spun că din studiile mele, în momentul de față, există o legătură de cauzalitate. N-am reușit să o demonstrez întru totul și nu pot să vă spun care, dar există o legătură între, ești atent? SARS-CoV-2 și COVID-19. Dar nu vreau să spun mai multe până nu sunt terminate cercetările. Așa, și de asta îi salut pe colegii mei de la OMS, care au descoperit o legătură între piața aia umedă și epidemie. Eu am mers mai departe, ar trebui să ne întâlnim o dată să facem cercetări împreună. Am descoperit o legătură între SARS-CoV-2 și COVID-19, da. Dar nu vreau să spun mai mult, încă sunt în detalii. De aici plec direct în laborator. Facem o pauză de laborator și ne întoarcem. Bună, da, România, până în mai cercetez eu puțin. Înapoi. Da. Da, ne-am întors în direct și ne uităm către săptămânile ce vor urma. Sigur că în săptămânile ce vor urma, oamenii dau să plece în concediu. Există această preocupare, există această ocupație. Dom'le, cu ce te ocup? Mă ocup cu ideea că trebuie să mă ocup cu un concediu în curând. Pentru că, știm cu toți, după o perioadă îndelungată de vacanță, forțată de această pandemie, dom'le, trebuie să urmeze o vacanță. Deci e normal, toată lumea... După atât a stat în casă, trebuie totuși să te mai și... Duci într-o vacanță. Să stai așa, fără să faci nimic. Să faci nimic, da. E o situație petrecută în serialul Seinfeld. Kramer, la un moment dat, îi zice lui Jerry că ar vrea să-și ia un concediu. Și ăsta îi zice, păi, dar în prealabil trebuie să ai un serviciu. Deci există această condiționalitate. Da, mă rog, astea sunt Da, era o mentalitate învechită. Da, în anii 90 asta, Răzvan. Acum, sigur, zilele că noastre îi împotrivă. N-ai nevoie de... Dacă ai un loc de muncă, n-ai de nu ce mai să pleci în concediu. Da, uite-te la noi. Hai să vedem, pentru că ne pregătim se pregătește litoralul. Da, se pregătește. Se pregătește litoralul și se pregătește... Dar pentru cine se pregătește și litoralul? Și o testare înainte de a intra pe plajă. Dar vezi că litoralul nu e pentru cine se pregătește. Pentru cine se nimerește. Dacă se va hotărâ așa ceva, rămâne de văzut. Este unul dintre scenarii propus, iar eu mai departe, cu celelalte propuneri, voi face un document centralizat și îl voi trimite ministerelor de resort. Propunerea pe care autoritățile județului Constanța o vor prezenta ministerelor a fost sugerată de patronatele din turism, grav afectate de pandemie. Așteptările patronatelor din turism
sunt ridicate în această perioadă. Cum am mai declarat, nu există sector al economiei din județul Constanța care să nu fie puternic afectat de virusul COVID. Prefectul George Niculescu spune că testarea ar putea fi posibilă doar în unele stațiuni. Din punctul meu de vedere, în unele stațiuni s-ar putea implementa, în alte stațiuni cred că ar fi greu de implementat. Dacă mă gândesc la stațiunea Mamaia, cred că este greu de implementat acest lucru, având în vedere că traficul este mare, iar oamenii pleacă la servicii din Mamaia, se întorc în Mamaia. E greu de diferențiat cetățenii din Constanța de turiștii care sunt cazați. Și Corina Martin, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral, este de aceeași părere cu prefectul. Nu cred că se poate implementa. Avem și stațiuni pe litoral care sunt conectate cu orașul, vorbesc de stațiunea Mamaia în cazul de față, dar oricum, și dacă nu ar fi așa, și ar fi stațiuni, să spunem, izolate, separate de un oraș, cum este cazul stațiunilor din sudul litoralului, într-adevăr, Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora sau Saturn sau Venus, este practic imposibil să poți să faci o verificare în fiecare moment, la intrarea într-o stațiune, la ieșirea din stațiune, de mai multe ori pe zi, oricui intră sau oricui iese. De ce e imposibil? De ce e imposibil? Întreb imposibil e doar ce stabilești tu că e imposibil. Imposibilul este aici. Cine tu poți să faci limite? Tot ce-ți dorești cu adevărat. Cine impune limitele astea? N-ai voie, n-ai cum, n-ai... Ce nu se poate, mă? Ce da, nu se poate, cum. Dacă marii noștri inventatori ar fi zboară, păi nu se poate, mă, să zbor, că nu ești pasăre. N-am fi avut acum. N-ai fi avut un vlaicu, n-ai fi avut un coandă, n-ai fi avut un... Dacă am fi plecat de la ideea că nu se poate. Hai să plecăm de la ideea că se poate. Cum să nu se poate, și mă? Să testăm, ba, se poate, domnule, și e foarte simplu. Da. Și eu îți spun, n-am fi ajuns aici dacă ideea, iată, de geniu vizionar al lui Radu Mazăre ar fi fost menținută în funcție cu taxa, după, pentru că nu s-ar mai fi dus men să-i dea bani pentru fâșia aia de nisip pe care tu te gândești că ar fi inhibat transmiterea nu neapărat de boli, ci de turiști. S-ar fi, ce anume să zic, plătesc taxă ca să stau pe o bucățică de pământ, de pe o bucățică de nisip, așa, de la Marea Neagră. Dar poate fi reinfințată că au rămas turnicheții acolo, am văzut. Și testarea va fi una financiară. Și cum îi testăm? Îi testăm dacă au bani. Dacă au bani să plătească taxa de litoral, intră, dacă nu au bani, nu. Deci facem o diferență. Păi da, îi separați pe cei bolnavi de cei... Nu separăm COVID-ul de non-COVID. Separăm săracul de non-sărac. Da. Asta va fi. Pentru că, vezi tu, de COVID te mai vindești, dar de sărăcie e foarte greu. Sărăcie e boala cea. Sărăcie e principala cauza mortalității în România. Și plus că mulți spun că, domnule, o să murim până murim de COVID, murim de sărăcie. Că o să mor de foame. De foame și așa mai departe. Păi, și atunci, de ce se vorbește. La Marea Neagră știm foarte bine dezvoltatorii de acolo, nu? Care au afaceri acolo. Domnule, sunt mai degrabă speriați de foame decât de COVID. Și sunt speriați de săraci. Și de săraci. Pentru că gândește-te, tu ai un local pe litoral și vine un sărac, da, cu familia lui săracă, se așează la masă, blochează 4 scaune la o masă, comandă foarte puțin ca un sărac ce e. Și ăla e adevărat turist. Transmite sărăcia? Transmite sărăcie de jur împrejur. De jur, începe, da, să se simtă, da, un miros deranjant de sărăcie pe terasa localului tău, vine un bogat capabil să consume acolo ca lumea, simte dumpful de sărăcie, vede sărăcia la masă, se întoarce și pleacă, încearcă să evite. Pentru că e vorba de această distanțare socială de sărăcie pe care românul, turistul român, o, cum să spun eu, o respectă. Tu nu poți să ai, nu te aștepți. Te nu înțeleg de ce nu vorbesc cu oamenii din patronatul. De ce nu vorbesc în clar? Horeca de pe litoral. Dom'le, deci există acest risc de-a drept epidemiologic. Să ai sărăcie, dacă ai 3-4 focare de sărăcie la mesele de pe terasă, acestea țin la distanță bogăția. Și, practic, lucrează ca niște anticorpi împotriva acestei bogății, pentru că bogatul nu poate sta între... Dacă te uiți, și o schemă logică. Ai sărăcie, 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 faci o triangulare, nu poți, da, avea bogăție în interiorul unui triunghi al sărăciei. Și cu asta ai nenorocit litoralul. Așa ei pun această taxă. Și chiți că ți intră sărăcie cu COVID-19, bogăție cu COVID-19, mă, totuși e o bogăție... Cum să spun eu, funcțional. Și COVID-ul, să știi că are și el un fel de... Uite, de exemplu, crezi că nu l-ar lăsa pe Cataramă pe litoral cu tot COVID-19 lui? Că ăla, dacă vine, zice, da, domnul Cataramă, dar trebuie să închiriați tot hotelul. Bine, mă, bine. Dacă asta trebuie să fac, nu e nicio problemă. Da. Poate chiar mai bine să vină, da, un bogat. Da. Iau câteva etaje să stau relaxat. Da. Asta e, deci despre sărăcie, știi, vorba va fi această testare. În țările civilizate... Mark Zuckerberg, de exemplu, își a cumpărat și casele din jur, ca să nu aibă... Așa e normal. Așa e normal, ca așa să nu aibă, domne, să nu aibă vecini. Asta cu vecini. Ai văzut că și Klaus Iohannis la un dat a zis, guvernul meu. Și asta a fost. Bun. Să nu știe risc de distanța socială de PSD.
Apropo de sărăcie. Punem o distanță de 10% între noi. Cum m-a explicat, domnule, am nevoie de 10% păi că din alegerile. Că stau și la spate. Vedeți că din toamnă există valul 2. Da. Și trebuie pusă o distanțare nu doar între cetățeni și între partide, dar minim 10% între ele. Ca să nu se împalmăvească unii la alții. Să nu e boala PSD-ului. Ne va spune, va fi domnul Vela, care ne-a ținut lucrurile sub control, acum depinde de cetățeni. Da. Dacă vor pune aceea, vor respecta distanțarea socială între PSD și PNL, de minim 10%, ca să nu riscăm să ne bolnăvim cu toții de corupție. Să nu luăm și noi PSD, știi? Să nu luăm PSD. Să nu te bolnăvești de corupție. Bun, dincolo de toate acestea, mergem către neamț unde s-a soluționat cu bine. Păi despre Claus vorbeam și soluționat. Până acum. Mergem către piatra. Neamț, aruncăm, punem mâna pe piatra. Pentru că acolo a fost prins un tâlhar care jefuise o bătrânică. Și a fost o operație. Unde era poliția locală? Operație întreagă. Da, aici ar trebui să intervină. Vezi tu, aici e chestia, că au intervenit mascații. Nu, domnule, aici trebuia să se intervine, pentru că e vorba de o bătrânică, trebuia să se intervine cu poliția locală. Deci e pe zona aici de competența poliției locale. Bătrânele, da. Deci era un tâlhar pentru vârsta a treia. Specializat pe vârsta a treia. Haideți să urmărim imaginile, sunt cutremurătoare, vă pot afecta emoțional. După o anchetă complexă, polițiștii din Neamț au aflat că cel care a bătut o bătrână duminică și a furat 10 lei și telefonul mobil locuiește în comuna Gârcina, așa că au descins la el acasă și l-au luat pe sus. Bărbatul a fost dus la sediul poliției din Piatra Neamț și a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au recuperat și telefonul mobil furat de tâlhar și l-au înapoiat bătrânei jefuite. Bărbatul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu propunere de arestare preventivă. Jaful comis de tânărul de 34 de ani a șocat opinia publică. Acesta a lovit din senin o femeie de 63 de ani care își plimba nepotul și a furat tot ce avea în geantă, 10 lei și telefonul mobil. Imediat după incidentul șocant, toți polițiștii nemțeni s-au mobilizat pentru prinderea făptașului. Păi nu ne jucăm cu așa ceva, domnule. Ai văzut, s-a intervenit la nivel înalt, s-au mobilizat acolo toate forțele locale și până la urmă i-au dat de cap, domnule. Au prins bătrânica. Ai văzut că se poate? Au prins bătrânica. Au prins bătrânica aia și care avea asupra ei și trei legături de leuștean. Asta e adevărata. Pentru că s-a vorbit despre acest tâlhar. Nu știu dacă era tâlhar sau era un polițist local sub acoperire care încerca să vadă dacă femeia comercializează zarzavaturi din grădina proprie. Haide să nu ne lăsăm așa induși în eroare de orice comunicare oficial. Deci au prins un hoț care a tâlhărit o doamnă în vârstă. O bătrânică. Foarte și bine că l-au prins, ce pot să spun. Dar aș vrea să dăm de două ori această ăștia, o dăm și luni, o mai dăm și marți, pentru că e o informație, domnule, adică dacă s-a mobilizat, nu, întregul aparat de comunicare, să spună, domnule, cu tare, am prins, ai văzut imagini și așa mai departe, mă închipui că e o situație importantă. Știrea rulează chiar în aceste momente pe BBC. E comentată de analiștă politică externă care au fost chestionați. Fox News a întrerupt transmisiunea discursului lui Donald Trump pentru a relata această informație covârșitoare ca amploare ce vine de unde s-a întâmplat la Piatra Neamț. Deci la Piatra Neamț, poliția, și mulțumim pe această cale celor care veghează la siguranța noastră și mă simt deja într-o țară mult mai... Încredere. Mai nu știu, care mi oferă certitudinea zilei de mâine. Deci au reușit să prindă pe un hoț care a tâlhărit o doamnă în vârstă și vă spun că ăsta este începutul normalității, domnule. De aici începe normalitatea. De aici încolo totul va deveni normal și acum vreau să-i propunem și colegul nostru Tudor Mușat să dea și el această informație. Păi dar tu despre ce crezi că va vorbi? Să fie și specialiști care vor... Mă tot uitam că te uitai voi, cream că ești... O să apară. Deci este informația momentului, repet, autoritățile au reușit să-l prindă pe hoțul ăsta care a tâlhărit o doamnă în vârstă, repet, din Piatra Neamț a și tâlhărit-o? Bănuiesc că da. Sau doar așa, bănuiesc ca să nu și iasă de mână. Bănuiesc că da. Deci iată, trăim într-o țară mai sigură cu un tâlhar în minus care ataca... Putem să mai dăm o dată știrea asta? Putem să... Da, chiar aș vrea să mai dăm o dată. Haideți să mai dăm o dată știrea asta. Dați-ne o știrea asta, că e importantă și... Da, vă rog, colegii de regie, difuzați din nou știrea asta, e mult prea importantă să o depășim atât de sărb. Hoțul prins din Piatra Neamț! După o anchetă complexă, polițiștii din Neamț au aflat că cel care a bătut o bătrână duminică
și a furat 10 lei și telefonul mobil, locuiește în comuna Gârcina, așa că au descins la el acasă și l-au luat pe sus. Bărbatul a fost dus la sediul poliției din Piatra Neamț și a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au recuperat și telefonul mobil furat de tâlhar și l-au înapoiat bătrânei jefuite. Bărbatul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu propunere de arestare preventivă. Jaful comis de tânărul de 34 de ani a șocat opinia publică. Acesta a lovit din senin o femeie de 63 de ani care își plimba nepotul și a furat tot ce avea în geantă, 10 lei și telefonul mobil. Imediat după incidentul șocant, toți polițiștii nemțeni s-au mobilizat pentru prinderea făptașului. Deci, a doua oară informația se sedimentează ceva mai bine. Sedimentat în momentul de față. Ușor, ușor se sedimentează informația. Vă spun eu că până luni înțelegeți la adevărata amploare de ce a furat 10 lei, telefonul mobil, polițiștii nemțeni au intervenit. Probabil a fost o acțiune transfrontalieră, în momentul de față poate cu o colegi, omologii din statele membre NATO și UE. Trebuie văzut de unde au avut această informație. Asta nu se putea rezolva fără serviciile române de informație, care încă o dată demonstrează resursele, capabilitățile de care dispune România la nivel informațional. Dumnezeu, ne înțelegeți greșit. E dramatic că o femeie mergea pe stradă cu 10 lei și un telefon mobil, a venit un dement de 34 de ani, a lovit-o, i-a luat 10 lei, i-a luat telefonul mobil. Dar vă dați seama cât s-a sărbătorit probabil la poliția din Piatra Neamț această reușită. În plină pandemie. În plină pandemie. Petrecere, vor apărea poze. Ne-au pus la dispoziție resurse video, imagini, detalii. Tot, deci era ceva, un pachet, hai că și eu zic că e destul pe pandemia asta, l-au prins pe omul ăsta de aia ciordit 10, că nici nu poți să numești furt la 10 lei, e o ciordeală. Da. Dar mă rog, e bine că avem această informație confirmată, puteți să mai liniștiți acum, pe ăla de 34 de ani nu mai... frumoase, uite-te și tu, poliția acționează, că multă lume își pune întrebarea, dom'le, dar oamenii ăștia, în afară de să prindă oameni, în afară de a prinde cetățeni fără declarație, mai fac și altceva? Da, da, uite, prind hoți care au furat 10 lei un telefon mobil. Da. Uite, se și poate. E foarte bine că s-a întâmplat așa. E drept, noi într-o primă fază, că de-aia am difuzat de două ori știrea, ca să vă explicăm. Prima dată n-am prea înțeles care este știrea. Adică de ce a simțit poliția? A doua a fost clar. Da, prima dată. Ne-am clarificat a doua. În halul ăsta ne-am dezumanizat, n-am înțeles amvergura acestei operațiuni, că au prins un tâlhar la drumul mare care a furat 10 lei pentru femeia respectivă. Efectiv, e o tragedie, dar la nivel planetar așa, eu trăiam cu senzația că nu-i cine știe ce fără. N-ar putea, dar poliția așa, a doua oară m-a convins. Dar ce și-o fi scris pe declarație? Interes profesional. De declarație. Interes profesional. Nu, cataramă, când s-a dus să se infecteze. Asta era cu omul ăsta, că se ce să aibă grijă de o persoană vârstnică. Când s-a dus să se infecteze, mă rog, să ia în brațe pe acolo, pe bărbulești oameni, ce și-o fi scris pe declarație? Secret. Secret, da? A scris secret, da. Prin interes secret. Da, secret. Da. Bun. Tudor Mușa, bună seara. Sper că nu e secretă și emisiunea nu, de la 20. Nu, dezvăluim toate secretele Hai emisiunii să vedem de care va dura din nou două ore în vei vorbi, seară. Tudor Mușa, vei vorbi și despre această știre pe care am difuzat-o un pic mai devreme? Nu, dar despre Viorel Cataramă și demersul său, da, asta vom vorbi. Și apropo de declarație, poate că și-a scris acolo la activități esențiale, pentru că din punctul de vedere al domniei sale era ceva ce trebuia neapărat făcut, ne-a spus domnul Cataramă. Iar. El vroia să se infecteze și să vadă cum evoluează starea lui ulterior. Și cine știe, poate nu ne-a dezvăluit decât o parte. Poate exista și un adevărat proiect centrat în jurul domniei sale. Un proiect de țară. Da, un proiect de țară. Dar era o perioadă în care domnul Cataramă își lua un Maybach ca excentricitate. Acum își ia un coronavirus ca excentricitate. A vrut să ia un Dinamo ca excentricitate. Sau ca un Dinamo, în vorba ta. Da. E doar unul din subiectele despre care discutăm în această ediție specială de două ore. Știți că noi vorbim de pragul psihologic 15 mai. Am avut o felul de repere din astea psihologice. Paște, 1 mai, 15 mai, 1 sau 15 iunie pentru terase, baruri, cafenele și hoteluri. Ziua copilului, 1 iunie, discuții, da, de genul ăsta. Un prag. Da, practic ne aflăm astăzi într-un alt moment din ăsta, într-un alt prag reper psihologic. Suntem cu o săptămână înainte de prima zi de după starea de urgență. Fix de azi, într-o săptămână, va fi prima zi fără stare de urgență, prima zi fără carantină. Și facem inventarul tuturor propunerilor care s-au făcut până acum despre cum ar trebui să arate viața noastră după 15 mai. Pentru că știm foarte puține lucruri certe. Știm că stomatologii și-au făcut niște reguli avizate de colegiul lor. Știm că STB-ul, de exemplu, apropo de transportul în comun, a emis un set de reguli și le-a făcut publice. Știm că avem voie să mergem la frizer, coafor și, nu râdeți iarăși, la muzee. Bun. Dincolo de asta însă nu știm foarte multe lucruri. Primarul Firea azi voia redeschiderea parcurilor și cimitirelor. Nu știm dacă o să se întâmple. Știm de asemenea că premierul Orban ieri spunea
s-ar putea ține slujbele la biserică în aer liber, în curte. Dar nici asta nu știm dacă se va întâmpla sau nu. Da. Știm că Vela dădea liber la drumeții, știm că și Orban în primă fază ar fi zis că da, după care a zis nu, stați că încă nu s-a decis. Știm că dacă facem sport n-avem voie mai mult de 3 persoane, adică avem o grămadă de propuneri și astea sunt doar câteva, o să le luăm la puricat în emisiune, dar n-avem totuși cu o săptămână înainte lucrurile certe. O să vorbim despre asta. Apropo de statul ăsta în casă și de carantină, un interviu interesant în emisiune despre ce ne-a adus statul ăsta în carantină în materie de digitalizare, pentru că brusc am descoperit că se pot face foarte multe lucruri în raport cu instituțiile statului de la distanță. Ce să vezi? Așa că o să ne uităm dacă lucrurile astea o să continue spre binele nostru. Vorbim cu șeful Agenției pentru Digitalizarea României. Da. Și ne uităm de asemenea și la ce se întâmplă în Italia, în Milano mai precis, care după relaxarea de 2-3 zile are lume pe străzi ca înainte de această epidemie. Da, vedem și imaginile, și vorbim statul, și cu corespondentul nostru de acolo. Statul român și statul în carantină, practic. Avem un nou... Și statul degeaba foarte important. Foarte important, da. Bun. Hai să stăm și noi degeaba până la urmă. Două zile de pauză, după care ne întoarcem de luni încolo... Tudor Mușat pe B1 TV, 2 ore de acum înainte. După care am înțeles că e un documentar de senzație. Un documentar foarte bun pe B1 TV, urmează la ora 2 și 2. Bun, să aveți o Românie bună în continuare, ne revedem luni. Toate cele bune, weekend plăcut, numai bine.